În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Iubiți credincioși, din pronia divină, astăzi Sfinții Părinți au rânduit ca duminica de astăzi să se cheme Duminică Luminată sau a Samarinencei. Această fică a Evangheliei, considerată ca un apostol al ținuturilor Samarii, a vechiului ținut Sichem, nu este altceva decât o lucrare a Mântuitorului Iisus Hristos de a întoarce toate popoarele și neamurile la Mântuire. Pentru că apostolii nu erau instruiți și pregătiți de a fi păstori de noroade înainte de cinzecime, Mântuitorul le spune: voi sunteți trimiși doar la oile cele pierdute ale casei lui Israel, dar în cetate de samarineni să nu intrați. Și iată-l pe Mântuitorul astăzi de dimineață, oprindu-se la fântâna lui Iacov, în ținutul Samariei, vechiul Sichem, lângă vechiul munte Betel, unde a fost prima jertfă lui Iacov, stând pur și simplu lângă fântână și așteptând. Ucenicii flămânzind s-au dus să caute ceva de mâncare. Deci ceea ce arată că mai erau încă pământești și erau încă oameni obișnuiți care treceau prin procesele biologice ale metabolismului. Dar Mântuitorul aștepta lângă fântână ce? Aștepta mântuirea altor neamuri care trebuiau să se întoarcă și pentru care dreptul Simeon spusese când l-a luat în brațe la 40 de zile: lumină spre descoperirea neamurilor. Și cum stătea acolo la fântână, apare o femeie, o femeie samarineancă care îl privește și după chip și după port și își dă seama că este iudeu. În locul respectiv, după fuga din fața lui Isav și întoarcerea din Mesopotamia, Iacov și-a făcut corturi în preajma Sichemului și mai târziu pământul acela a fost împărțit lui Efraim ca să-l stăpânească. Iar în locul acela a fost săpată o fântână din care au băut noroadele și turmele apă, așa cum era în țara Israelului, deci așa cum este în Țara Sfântă, pentru că acolo sunt munți uscați și secetoși, iar unde Dumnezeu rânduiește din pronie, apare câte un izvor de apă. Acea fântână avea dublă semnificație. În Vechiul Testament, Iacov o sapă și o face fântână de băut pentru trupul pământesc, iar în Noul Testament, în legea darului după înviere, Hristos vine și o binecuvintează ca fântână evanghelică sau fântâna darului sau dătătoare de apă vie, pentru că de aici începe istoria mântuirii samarinenilor și întoarcerea lor la Dumnezeu. De mult, de mult, când Iacov pleca din fața lui Isav, acel ținut al Sichemului a fost lovit cu sabia și izgonit amoreii din locul respectiv și cucerit locul de patriarhul Iacov, iar acum Hristos vine și îl cucerește cu cuvântul. Deci atunci era sabia de fer, acum era sabia cuvântului. Și în momentul în care se așează lângă fântână, o întreabă pe femeie în mod involuntar, la modul întâmplător: dă-mi să beau că mi-e sete. Deci, în momentul în care spune dă-mi să beau că mi-e sete, nici de cum nu este vorba de apa pe care femeia a crezut că trebuie să o scoată din fântână și s-a adresat întâi cu o justificare și apoi cu o explicație. Dar tu ești iudeu și de ce îmi ceri mie să beau apă? Pentru că știa că între timp lucrurile s-au schimbat și timpurile istorice au derutat situația în zona respectivă. Deci Asud a venit și a cucerit ținutul iudeu de acolo, un împărat asiro-babilonian, și ce a făcut? A adus închinarea la idol exact unde fusese muntele cu jer, deci pe muntele Garizim, aproape de muntele unde fusese primul jertfelnic al lui Iacov, care aducea jertfă lui Dumnezeu. Iar acest templu păgân, ca să spun așa, făcuse o amestecătură la samarineni și între credința iudaică și între credința păgână. Dar în momentul în care apare Hristos, deci
Iudeii de obicei respingeau legătura cu păgânii, femeia rămâne surprinsă că tocmai el, un bărbat așa principial și cu atâta demnitate, cere apă. Și atunci se justifică, fântâna e foarte adâncă și n-am nici găleată și n-am nici cu ce să scot. Dar atunci mă întreb, pentru ce a venit femeia la fântână dacă n-avea nici găleată, nici pune? A venit chemată de Duhul Sfânt. A venit chemată de cugetul Mântuitorului, care știa că este singura persoană din ținutul Samariei care ar putea să-i întoarcă pe toți la credință. Și în momentul în care spune, nu am găleată și nu am cu ce să scot, că fântâna e adâncă, Mântuitorul îi spune, dacă ai fi știut cine îți cere apă, deci o transpune direct, o bagă direct în dogmă. Dacă ai fi știut cine îți cere apă, ai fi primit apa cea vie și n-ai mai fi însetat niciodată. Și atunci la care femeia foarte convinsă spune, dar vreau, dă-mi să beau, deci abia scap să vin să mai car apă de aici. Deci vedeți ce interesant? Prima legătură dintre Mântuitorul și femeie este una perfectă pentru că ea primește mesajul divin. Iar în clipa în care primește mesajul divin, începe și discuția explicării celor două contradicții de religie. Dar voi, iudeii, spuneți că trebuie să vă rugați nu în muntele acesta, ci în Garizim. Părinții noștri s-au rugat în muntele acesta. Dar când a spus părinții noștri s-au rugat în muntele acesta, nu s-a referit la închinarea păgână de pe Garizim, ci la închinarea de pe Betel, unde Iacov aducea jertfă. Și atunci a arătat că cunoaște și rădăcina iudaică a neamului samarinean. Și în momentul în care discuția se încinge, femeia îi spune, zice, noi așteptam pe Mesia care trebuie să vină, noi pe Mesia îl așteptăm. Și la care el spune scurt, eu sunt Mesia, Hristosul. Deci este pentru prima dată când Hristos se prezintă în Sfânta Evanghelie cu cuvinte directe, eu sunt acela. Dar în momentul în care se prezintă, femeia tresare. Și atunci Mântuitorul, ca să o convingă și să o aducă din nou în planul de discuții, spune așa, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Aici din nou începe un lucru interesant. Harul trebuie să intre în om numai atunci când este curat. Femeia încărcată cu păcatele ei personale și cu păcatele ei sufletești sau inteligibile, a vrut să scurteze discuția și a întins o capcană și a spus așa, n-am bărbat. Făcând lucrul ăsta, a crezut că scapă de orice discuție inutilă. Dar Mântuitorul, ca să-i arate că nu stă de vorbă cu oricine, abia aici îi spune, nu-i așa. 5 bărbați ai avut și niciunul nu ți este bărbat. Și ea atunci a tresărit, dar tu ești proroc. Deci tu știi lucrul ăsta, de unde cunoști tu lucrul ăsta? Și atunci, femeia lasă totul baltă, fuge în cetate, îi anunță pe toți cei de acolo, am găsit pe Mesia, am găsit prorocul, am găsit Hristosul. Și aduce toată cetatea Samariei la fântână și devine apostola la acelui loc, încreștinând toată Samaria și toți locuitorii acelei cetăți, prin ce? Prin bunăvoința și dragostea ei de femeie care primea credința adevărată, dar n-avea de unde s-o soarbă, de unde s-o aleagă. Și atunci, spune Sfântul Grigore Palama, fântâna lui Iacov devine fântâna evanghelică a neamului samarinean de întoarcere la Hristos. Și care ați fost prin Țara Sfântă, știți că există fântâna samarinean și este o biserică și se vizitează și astăzi. De ce am amintit lucrul acesta? Maxim Mărturisitorul în Filocalie spune așa, că simbolul celor 5 bărbați, deci cum se tâlcuiește aceasta, este simbolul celor 5 stări de lege din Vechiul Testament. Femeia samarineancă fiind desfrânată și păgână este simbolul păcatului și a întunecimii și a necredinței, iar bărbații care sunt legile care trec pe rând, dar n-o zidesc. Adică nu fac nimic din ea. Deci ea va rămâne în aceeași stare de căzute. Dar binevoitoare spre starea de lucrare.
Pentru că din rădăcina lui Israel avea să se ridice sceptrul din Iuda și steaua din Iacov. Deci Hristosul, Mântuitorul. Pentru că El după trup este din Fecioara Maria, din neam iudeu. După Tată este din Dumnezeu mai în toți vecii. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că în clipa în care Mântuitorul se angajează în această discuție cu femeia și în planul de mântuire, evită două lucruri. Să nu fie oameni de față. Vedeți încă o dată. Și a dat seama că apostolii nu sunt oameni potriviți pentru a înțelege taina încreștinării sau taina reeducării în har a popoarelor pierdute. Și ce face? Îi trimite după mâncare și nu-i ține de față. Când se întorc iudeii cu mâncare, și că nu mănânc. Și atunci ei în mintea lor deja gândesc. Cred și eu. Deja gândeau omenește. A stat cu femeia la fântână, i-o fi adus asta de mâncare, mâncarea noastră nu-i bună. Și atunci Mântuitorul le răspunde cu același cuvânt dumnezeiesc. Scurt. Mâncarea mea nu este din lumea aceasta, ci este să fac voia celui care m-a trimis pe mine. Deci iată pentru ce venise Mântuitorul. Venise ca să zidească sufletește și să ridice din moartea cea veșnică și din păcatul cel veșnic neamul omenesc. Deci nu venise ca să mănânce și să doarmă și să consume biologic, zarzavaturi ecologice sau neecologice. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că apostolii s-au poticnit de mai multe ori. Mântuitorul a fost pus de multe ori în ipostaze greșite. Când a fost vorba de sluga sutașului, ca să vă fac niște combinații scurte, când a fost vorba de sluga sutașului, Mântuitorul a spus, da, mă duc să-l vindec. Și sutașul a spus atunci, tot insuflat de Duhul Sfânt, da, dar eu sunt un om păcătos, nu sunt vrednic să intri la acoperământul casei sufletului meu. Zinu numai cu cuvântul și se împlinește. Și ce a spus Mântuitorul? N-am văzut atâta credință nici în Israel cât am văzut în păgânul acesta, în ostașul acesta roman, care avea oameni sub stăpânire. Când a fost cu femeia samarineancă, la fel, Mântuitorul ar fi vindecat-o din prima pe fiică sa, dar știa că se răzvrătesc toți securiștii vremii, adică toți intriganții care stăteau, farisei, saducheii, cărturarii, care stăteau abia aștepta să-l vadă că greșește și să-l tragă de mânecă. Și Mântuitorul s-a întors așa cu oarecare dispreț, știind că asta le place să asculte, și a zis, zice, e de alt neam, eu n-arunc pâinea de la copii la câini. Aici Mântuitorul, pentru moment, a crescut în fața celor care urmăreau scena, dar în schimb n-a crescut în fața apostolilor, pentru că Petru, fiind mai uman, totuși îi spune, Doamne, dar strigă urma noastră, zi ceva să plece. Și atunci Mântuitorul a insistat și a spus, n-am venit decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel. A doua oară repetă. Lăsându-i să fiarbă și să clocotească, că de acum s-a aprindea Duhul ei și nu mai aveau răbdare, adică irita. Gândiți-vă că noi stăm aici la slujbă și acolo la ușă cineva răhnește și face tot circul de pe lume. Vindecă-mă, curăță-mă, izbăvește-mă, izgonește dracu, fă ceva. Ei, la un moment dat te iriți. Și atunci femeia, la răspunsul Mântuitorului, cu inteligența numai de Dumnezeu insuflată, se întoarce către Mântuitorul și spune așa, să nu uiți, stăpâne, că și câinii mănâncă de la fărmăturile stăpânilor lor. Adică dacă ai acasă un câine, după ce ai strâns masa, resturile le dai lui. Cu atât mai mult din învățătura ta aleasă, să cade să arunci și păgânilor un cuvânt. Și când face lucrul acesta, Mântuitorul abia aici prinde momentul potrivit și o laudă în fața tuturor și îi rușinează. O, femeie, mare credința ta, fie ție cum voiești. Ne-a spus să facă ficta sănătoasă. Și s-a tămăduit fiică-sa în ceasul acela. De ce? Pentru că a verificat expresia fraziologică a Mântuitorului cu timpul prezent de acasă al bolii fiicei ei sau poate chiar o avea după dânsa și o tăria pe targă sau o ținea cineva acolo legată să nu se zghibuie.
De ce am spus lucrul acesta? La fel și cu samarineanca, în momentul când a venit momentul vindecării sufletești, că aici deja era vorba de credința adevărată, Mântuitorul i-a înțeles rădăcina iudaică, a înțeles că toate neamurile au dreptul să vină la credință, a înțeles că tot ce este suflet uman, și aici vă fac încă o dată expresia și vă repet, noi ortodoxi care ne batem cu pumnul în piept și suntem tot timpul tentați să privim așa cu insolență, eu sunt ortodox, m-am născut ortodox, eu sunt creștin, eu am liturghie. Nu asta ne justifică la judecată, nu asta ne mântuiește, asta e părerea noastră. Ci respectul nostru față de aceste taine, respectul nostru față de aceste daruri trimise de Dumnezeu ortodoxilor. Păgânii tot suflet pus de Dumnezeu au întrânși. Budiștii tot suflet de Dumnezeu au pus întrânși. Musulmanii tot suflet de Dumnezeu pus întrânși. Musulmanii nu rac ca vacile, vorbesc ca noi, ca oameni, ca ortodoxi. Deci au suflet viu, rațional, inteligibil, nemuritor și cuvântător. Și Dumnezeu știe cum îi va întoarce și cum le va cere socoteală și ce va face cu ei. Deci nu suntem noi cei care avem dreptul să spunem tu nu te mântuiești, tu te mântuiești, tu intri în rai, tu nu intri în rai. Noi nu știm. Asta nu ține de noi. Nouă ni s-a dat o singură emblemă și ni s-a spus prin Apostolul Pavel trei lucruri. Doamne, Tu mântuiești pe cei ce Te mântuiesc în adevăr, ce Te mărturisesc în adevăr, deci avem nevoie de o mărturisire adevărată. Și ăsta este simbolul apostolic, niceo constantinopolitan. Deci crezul sau simbolul credinței, care îl spuneți voi dimineața acasă, rugăciunea crezului. Ei, asta este rădăcina care a fost spusă prima dată de apostoli, apoi întărită la sinodul 1 și pe urmă la sinodul celălalt, al doilea. De ce v-am spus lucrul ăsta? Peste această învățătură dobândită nouă stau harismele și harul. Popoarele păgâne nu au har și harisme, dar au conștiință, au morală, au legea firii. Și spune apostolul Pavel, păgânii fac bine din fire neavând ale legii. Deci acel bine e cântărit de Dumnezeu. Deci nu dacă întâlnesc eu un păgân, îi dau cu parul în cap și îl omor că nu e ortodox. Nu. Este o pildă în Pateric în care Sfântul Macarie și-a trimis ucenicul să cumpere niscai uscături, pespet, smochine uscate, ce era nevoie la pustie. Ăsta, mergând pe drum, a văzut un beduin care se ruga, mă rog, în legea lui acolo. A aruncat cu pietre în el, hulindu-i credința respectivului rugător. Ăla a pus săgeata în arc și l-a omorât. Sfântul Macare, fiind trăitor înalt și văzător cu Duhul, a plecat imediat de la chilie pe urma ucenicului, văzând că întârzie, și l-a găsit pe beduin rugându-se mai departe și ucenicul săgetat mort la pământ. În clipa respectivă, Sfântul s-a dus lângă beduin, a ridicat și el mâinile la cer și a început să stea acolo cu beduinul, tăcând. Și beduinul îl întreabă, dar tu te rogi ca mine? Nu. Mă rog la Dumnezeul tău să te ierte pentru greșeala săvârșită. Și ăsta a rămas mirat. Și a zis, păi da, mi-a dat cu pietre. Păi Dumnezeu meu, zice, învață să întorci fața când îți dă cineva o palmă. Zice, nu vrei să ne rugăm și la Dumnezeu meu acum ca să-ți ierte întâmplarea și greșeala? Ba da! Și-a ridicat beduinul mâinile la cer și a spus rugăciunea, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi nepăcătosul. Și i-a spus Sfântul Macare, acum fă semnul creștinesc al crucii peste acest mort. Și mortul s-a sculat, săgeata a ieșit din piept. Și el zice, dar cât de mult am dormit? Și Sfântul Macarie îi spune, ai fi dormit mult dacă Dumnezeu n-ar fi purtat grijă de tine. Și atunci beduinul întreabă, zice, m-a iertat Dumnezeu meu? Te-a iertat, dar îți cere o îndatorire. De vreme ce te-a ascultat, ai și tu o răspundere față de el. Adică care? Dacă ai cunoscut credința cea adevărată, vino spre adevăr. Deci chinezul din fundul Tibetului nu dă răspuns la judecată de Evanghelie și de Hristos. Dar chinezul care studiază în România și a auzit cloptul, biserica și toaca s-ar putea să dea socoteală.
pentru că a avut propovăduirea Evangheliei, că a spus Hristos, și nu va fi sfârșitul până nu se va propovădui Evanghelia la toată făptura. Deci așa că neștiutorii și necunoscătorii au legea lor, cum erau și păgânii pe care îi încreștina Mântuitorul, iar știutorii au răspunsurile lor. Deci Împărăția Lui Dumnezeu se împarte între har și milă, între bunătate și dreptate. Harul vine din milă peste toți păcătoșii pământului și spune Scriptura, plouă peste drept și peste păcătoși, peste cei buni și peste cei răi, soarele luminează peste locuri curate și locuri întinate, dar în același timp, iarăși tot în psaltire vine și spune psalmistul David că vine să judece popoarele cu dreptate și lumea cu îndreptare. Și paharul este în mâna Domnului. Va turna din cesta în cela, drojdiile nu se vor deșerta și le vor bea toți păcătoșii pământului. Adică în momentul când va veni cupa mâniei și se va întâlni cu cupa dreptății, pentru cine nu s-a îndreptat și a cunoscut, că așa spune în scrierile apostolice la păstorul Herma, în momentul când are viziunea. Și da, dacă eu am greșit și n-am știut, ți se iartă că n-ai știut. De aceea avem păcate cu știință și cu neștiință. Dar vă spun eu, la ortodoxi, toate sunt cu știință. Deci noi nu facem păcate cu neștiință. Noi știm de Sfânta Liturghie, știm de Sfânta Evanghelie, știm de taina mărturisirii, știm de învierea lui Hristos, știm de jertfa crucii, știm de taina Sfântului Botez, știm de mirungere, așa că în momentul când o facem pe a Sfinții înainte de termen, iar greșim, și când o facem pe a păcătoșii victimizați, adică n-ar mai fi iertare, iar greșim. Deci Dumnezeu a spus clar, două răspunsuri, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară, și a spus așa, milă voiesc, iar nu jertfă. Iată, această femeie a îndeplinit aceste două condiții. A venit spre Mântuitorul și n-a fost dat afară, ci a fost lămurită, care e dreapta credință, și a devenit apostolul întregului ținut al Samare, vechiul Sichem, dar în același timp a și făcut pași spre Dumnezeu și i s-a iertat ei toate. Tu ești Hristosul, tu ești prorocul, deci l-a mărturisit pe Dumnezeu, pentru că de aici se termină Evanghelia și spune așa, va veni o vreme când închinarea noastră nu va fi nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci în Duh și adevăr, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De ce? Pentru că Duhul Sfânt va rămâne pe pământ între oameni, că așa spune în Ioan, capitolul 25, dacă nu mă voi duce eu la Tatăl să vă trimit vouă Mângâietorul, veți rămâne singuri. Dar eu voi trimite vouă Mângâietorul care stă cu voi până la sfârșitul veacului. Și tot în Sfânta Evanghelie spune Hristos, eu mă duc la Tatăl meu să gătesc vouă împărăția cea rânduită și pregătită mai înainte de întemeierea lumii. Iată cât de mult l-a iubit Dumnezeu pe om. Întâi a creat raiul ca apoi să-l facă pe om. Deci întâi a pregătit locul de veșnicie unde să-l așeze. Și în felul acesta, și spune, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. N-o să vă pună pe cartiere, n-o să vă pună pe criterii de frumusețe sau de vârstă, dar sigur vom sta pe criterii de fapte bune. Ceata milostivilor, ceata dreptilor, ceata smeriților, ceata cuvioșilor, ceata mărturisitorilor, ceata mucenicilor. Deci sunt suficiente cete în cer și locuri pentru toți, tot ce este suflare pe pământ. Și în momentul în care a spus că în Duh și în adevăr, adică cum în adevăr? Ce a spus Hristos? Eu sunt adevărul, calea și viața. Adică când spune în Duh și în adevăr, în adevărul învierii lui Hristos. Deci chiar dacă mai există religii nerestaurate în Hristos, și aici când mă refer la religii nerestaurate, vă spun de cei care spun că cred în Jehova, în Dumnezeu Vechiului Testament, niște mici sonați, pentru că Iisus Hristos s-a născut, a trăit între noi oamenii, a mâncat ca noi, a suferit ca noi, a plâns ca noi, a râs ca noi, a dormit ca noi, a flămânzit ca noi, a transpirat ca noi și a luat firea omenească și a pus-o pe scaun cu Tatăl ca să o îndumnezească definitiv. Deci nu-l poți nega din istoria mântuirii și nu-l poți nega din istoria treimii și din istoria Vechiului și a Noului Testament. Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut și lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci odată aceștia vor
avea lipsa mântuirii pentru că au greșit împotriva Fiului, în sensul că îi neagă lucrarea în Duhul Sfânt a puterii învierii, pentru că cinzecimea se datorează, este o vorbă frumoasă, o teologumenă, în Cartea Jertfă și Răscumpărarea Părintelui Galeriu. Întruparea Mântuitorului n-a fost necesitatea actului căderii. Deci, repet ce spune Părintele Galeriu. Dar necesitatea trimiterii Duhului Sfânt, adică necesitatea cinzecimii pe pământ, a fost dragostea și răsplata lui Dumnezeu față de materia creată. Nu numai că a curățit-o și a îndumnezeit-o, a sfințit-o. De aia când spui, și acum trimite ce ne-ai dat nouă spurtam veșmânt luminat ca zăpada din apă și din Duh. Trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta. Trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește un delemn acesta. Trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește fântâna aceasta. Trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește mașina aceasta. Deci vedeți, asta e taina. Deci de asta Duhul Sfânt stă la îndemâna noastră. Ca să punem noi degetele cruce și să-L trimitem și să-L pecetuim unde avem nevoie de El. Deci asta e taina. Și în momentul în care ei neagă lucrarea Duhului Sfânt în lucrarea Fiului, pentru că lucrează unite și neamestecate aceste două puteri ale treimii, pentru că acolo e vorba de energia necreată și de cuvântul Tatălui veșnic, care la comandă lucrează, ca și atunci când bagi un conductor la sursa de energie și dă lumină. Exact se întâmplă și în cer. Lumină este Tatăl, lumină varsă Fiului. Lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Și n-ai cum să le înschimbi. Și atunci, în momentul de față, și celelalte religii, așa zise secte cristologice, ele de fapt sunt un fel de neocreștine, deci n-au treabă, deci au frânturi din creștinism, porțiuni din adevăr, cum ai sparge tu o oglindă venețiană și îți păstrezi doar un ciop de model. Deci așa sunt sectele. Ei, și aceștia vor da răspuns pentru că n-au cunoscut pe Mesia Hristosul, Cel care a venit ca lumină spre descoperirea neamurilor. Din ce cauză? Au pierdut adevărul, deci nu se pot ruga în Duh și în adevăr. Deci se roagă numai în Duh. Dar în ce fel de Duh? Ne spune Efrem Siru. Duhul stăpânirii, Duhul mâniei și a iuțimii și a clevetirii, Duhul răutății, toate duhurile, iar a gândului smerit, a răbdării, a dragostei, dăruiește mie slugii tale. Așa, Doamne, după ce mi-ai dat toate duhurile astea bune, dă-mi să-mi văd păcatele mele, să n-o sândesc pe aproapele, cât binecuvântat ești în veci, amin. Deci, înainte de a-i judeca, trebuie să-i convingem și să ne rugăm pentru ei. Nu ne apucăm de umblat din scară în scară și din bloc în bloc și de dispersat materiale. Locul unde biserica își ține cuvântul pentru poporul credincios este altarul. De ce? Pentru că degeaba îi vorbea lui Luca și lui Cleopa Evanghelia pe cale. Aveau ochii legați să nu-l cunoască și inima totuși ardea pentru dânsul. Dar nu l-au cunoscut decât la frângerea pâinii. Ceea ce am vorbit noi astăzi la predică este valabil numai în clipa în care preotul deschide ușile, iese cu potirul și noi spunem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Iar credincioșii din biserică sunt părtași al acestui potir prin spovedanie și prin Sfânta Cumenicătură, să fac părtași învățăturii primite și atunci la finalul liturghiei se cântă. Am primit credința cea adevărată, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțite Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Deci în clipa în care s-a împărtășit, credinciosul primește de plinătatea Harului Duhului Sfânt, de aia și preotul la finalul liturghiei binecuvintează și spune binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și a sa iubire de oameni. Deci vine peste noi cum a venit și peste samarineancă și deși a prins-o nepregătită, acolo la fântână i-a făcut și spovedania și dezlegarea și iertarea și umplerea de har și binecuvântarea și adăparea cu apa cea vie, iar dacă veți citi în Vețile Sfinților, ca să nu mai lungeți vorba, veți afla pătimirea Sfintei Mucenițe Fotini, că asta înseamnă lumină, deci luminiță. Asta când spui pe o fată o cheamă luminița, poți să-i spui fotinii, e același lucru.
Deci această femeie a pătimit și a fost decapitată și chinuită și bătută de împărații păgâni numai pentru faptul că l-a mărturisit pe Hristos. Deci iată, aceasta este urmarea și odată cu ea au pătimit feciori, fete, frați, surori. Deci citiți în Viețile Sfinților, nu stăm să repetăm de 10 ori un lucru care îl avem la pangar și îl puteți citi acasă. Prezența femeii la fântână este prezența sufletului omenesc în biserică lângă Evanghelie. Prezența lui Hristos la fântână este prezența cuvântului lui Dumnezeu lângă cuvântul nostru. Deci când vorbim, așa spune la psalmist, cuvânt a dat celor ce vestesc cu putere multe. Orice mamă e un apostol, orice părinte este un apostol, orice copil poate fi un ucenic al apostolului pentru că părinții dau educația copiilor. Iar apa din fântână, înainte de a veni Hristos, era apa adăpătoare de trup, iar odată cu venirea lui Hristos devine adăpătoare de viață. În momentul în care tu aduci sticla cu vin la altar, aduci pentru băutura trupului, iar după Sfânta Liturghie este hrană și băutură pentru suflet. Deci asta este puterea Duhului Sfânt care vine și transformă cele necurate în cele curate, cele stricăcioase în cele nestricăcioase și prin binecuvântare se sfințesc și prin cuvânt dumnezeesc. Deci să rânduiască bunul Dumnezeu ca tot ce este suflare creștină și tot ce este creștin adevărat să aibă permanenta comuniune cu fântâna lui Iacov care este potirul și Evanghelia Bisericii în veci. Amin.